Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Adrian. Astăzi va fi un videoclip scurt. Verific gradul de luare în creștere a bocilor. Transvazarea a fost făcută în urmă cu 48 de ore. Vedem câte boci a luat în creștere și o să mutăm bara într-un stup cu regină, astfel ca bocile să fie crescute în prezența mătii. Cât timp deschis tupul, o să răspund și la câteva întrebări. Am fost întrebat ce fac cu atâtea măci înseminate instrumental. Păi, unele le folosesc la transvazări, celelalte pentru a-mi crește calitatea în stupină prin trântori. A doua întrebare care vreau, a doua chestiune pe care vreau să o lămuresc. De ce nu vând măci? Păi, în primul rând, nu produc atât de multe încât să îmi pot permite să și vând. Și în al doilea rând, nu sunt pe deplin mulțumit de calitatea lor. Adică din 10 măci, 4 sunt pe tarde, 6 sunt de top. Și nu vreau ca cineva să primească cele 4 măști să mă înjure. Asta ar fi un aspect. Fac doar pentru mine, cumpăr material biologic, înseminat instrumental, din care transvazez. Măcile în stupii le țin maxim 2 ani. Deci ca să pot lucra cu 3x4 și gratia Hahnemann într-un singur cot, măcile trebuie să fie tinere și neroitoare. Haideți să vedem și... După cum se vede, am un rateu. Două. Deci două rateuri din 11 înseamnă 9. Iar jos, unu, trei rateuri din 22 de cupole. Sunt începute destul de bine la 48 de ore. O să le mut într-un stup cu matcă. O să pun gratie Hahnemann ca aici și pe partea aceasta și nu să am probleme. Eventual o să mai introduc o bară la crescut. Vedem pe ramele de puie dacă și-au tras ceva boci, pentru că n-aș vrea să rămână. Clar că ramele de puie sunt în partea cealaltă. Deci pe lângă bara mea s-a crescut o grămadă de boci. Asta pentru că n-am mai așteptat ca să treacă 10 zile, să mai întârzi încă 10 zile ca starterul să nu mai aibă puiet necăpăcit. Așa arată roii cu reginele de la prima transvazare.
Trebuie să vin să-i mai pun un corp deasupra și acestuia, cum am pus acelea de acolo. Acela trebuie mutat în cutie mai mare. Deja 12 rame îi sunt. Cam atât despre transvazare. Eu o să continui cu extrasul mierii. Am luat câte un rând de corpuri la acest tub, sau chiar câte două la unii. Mai am acolo un palet de extras. Aici trebuie să mă întorc să pun corpurile înapoi la stup și cam atât. Până data viitoare, vă salut, vă doresc multă sănătate și toate cele bune.